Acum invităm în platou reprezentanta echipei galbene, Andreea Știuluc, aplauze! Wow, ce cochetă ești! Mulțumesc! Ce ne-ai pregătit astăzi? Un monolog despre o fetiță răsfățată. Deci o piesă de teatru am putea spune, nu? Da. Da, mie îmi place foarte mult teatru și ar face bine să fie foarte bună ca să câștige și echipa mea Toro Frumos. Cu siguranță. Succes, bate palma. Mulțumesc. Să urmărim! Sunt eu răsfățată? Așa îmi spune mama. S-a întâlnit în urmă cu câteva zile cu vecina de la patru și i-a băgat în cap numai prostii. Auzi că a citit un articol pe internet intitulat 9 semne cum că ai avea un copil răsfățat. Și ce să vezi, vecina de la patru a vrut să insinueze că sunt o fetiță răsfățată. Ce înfuriată sunt, încât aș merge chiar acum la nesuferită și aș demonstra eu cine e răsfățata. Auzi, răsfățată? Dar dacă sunt într-adevăr răsfățată? E, și vecina de la patru, o vrăjitoare. Nu spun că e rea, dar sună norocoasă posesoare a celui mai tare telefon din clasă. Și totuși, ai mei nu mi-a cumpărat tableta aia faină pe care am văzut-o eu pe Facebook în urmă cu o lună. O lună! Ce roi sunt! Și vecina de la patru, o vrăjitoare! Dar dacă aș fi răsfățată, ce-ar fi? O fetiță așa trebuie să fie. Dacă nu primesc ce-mi doresc, oare ar trebui să mai ascult eu părinții? Or să nu ignor cu vehemență. Normal că așa se face. Așa am văzut în filme că se face. Dacă ar fi o virtute, aș fi fost sfătuită să mă comport așa. Sunt eu răsfățată? Sau nu sunt? Mă duc de grabă să-i cer iertare mamei dacă vecina are dreptate. Wow. Aplauze, mulțumim frumos! E greu ce ai făcut tu și meriți toate aplauze! Ce face echipa galbenă? Vreau să te întreb ceva, cu cine ai lucrat acest moment? Cu doamna profesor Lavinia Răileanu. Ce drăguț! Felicitări! Mulțumesc! Hai să vedem notele juriului. Du-te lângă echipa ta. Și începem cu Iliana Cosânzeana. Mi-a plăcut foarte mult. Așa că am să dau nota 5. O notă maximă. Felicitări! Mergem mai departe și vedem ce surprize ne-a pregătit mama vitregă. Oare ce notă vă dă? Mama vitregă. Și mie îmi place să joc teatru uneori. Și tu ești foarte talentată. Pentru acest minunat monolog îți voi da nota 5. Wow, notă maximă! Și...